regăsit, dragii mei, începe o nouă ediție Dr. H. Avem cuvântul cheie, avem foarte multe premii și oameni frumoși care ne învață să trăim sănătos. Așa că aveți toate motivele să rămâneți în fața micului ecran. Și începem cu dreptul, pentru că vorbim despre frumusețe în adevăratul sens al cuvântului. Revin la dialog, Dorina și Georgiana. Mulțumesc tare mult pentru prezență. Bine tare am găsit. Bine v-am găsit. Ce mai faceți voi? Foarte bine. Mulțumim bine. Mă bucur tare mult. Mă bucur că vă ream astăzi aici la Dr. H. Vorbim despre tipurile de ten, Georgiana. Da, un este subiect foarte, foarte interesant și important, pentru că primim tot felul de recomandări, tot felul de creme și așa mai departe, dar nu știm exact ce tip de ten așa avem. Așa este, da, ai dreptate. Da? Subliniază tu importanța. Da, pot să încep prin a spune faptul că toate doamnele și domnișoarele cred că noi profesioniștii ținem anumite trucuri și secrete pentru noi. Ei bine, nu este adevărat, doamnelor. Sunt niște reguli simple care, dacă sunt învățate corect și aplicate, nu vom avea un ten foarte sănătos și frumos totodată. Bun, intrăm în detaliu, avem patru tipuri de ten pe care le luăm la puricat, da? Ca să ne ajut să ne identificăm și noi acasă în oglindă eventualele probleme și eventualele soluții pentru sănătatea tenului. Dorina, ca de obicei, formare clasă rămâne alături de noi prin acest concurs, așa că reținem cuvintele cele patru ale lunii martie și le trimitem pe adresa de e-mail sau pe pagina de Facebook ale emisiunii Dr. H și devenim elevele formare clas. Da? Acum pentru un make-up de calitate, da? Bineînțeles, cursul este de make-up care este pus în concurs, iar câștigătoarea va beneficia de 2 luni de zile de un curs atât de inițiere cât și de perfecționare, alături de profesoara noastră a școlii noastre, Georgiana Codincă. Perfect, așa că suntem cu ochii pe Georgiana, pentru că luăm acum câteva informații de la ea și poate că o să luăm examenul cu 10. Da, ne ajută. Așa să fie. Sper. Hai să vedem. Cele 4 tipuri de ten. O să începem să discutăm despre tenul normal. Femeile care au acest tip de ten pot să spun că sunt cele mai fericite femei, pentru că au o materie primă pe care pot lucra cu ușurință. Acest tip de ten se deosebește de celelalte printr-o finețe deosebită. Este un ten care are foarte puțin acne sau deloc. Totodată este un ten pe care îl găsim la fetele, la domnișoarele sau doamnele cu vârstă cuprinsă între 20 și 25 de ani. Deci foarte tinere. Da, da, în general, da. Celelalte care se nimerește să mai fie câte o doamnă, să aibă astfel de tip de piele, se numește foarte norocoasă, să spun așa, da. Am înțeles, bun. Hai să vedem, folosim creme, suntem foarte atente la sănătatea tenului sau da, nu în cazul da, de da, da. Trebuie să hidratăm tot timpul cremă și cu apă totodată, pentru că corpul are nevoie și așa vine totodată și hidratarea cu ajutorul cremelor și apei. Și cu ajutorul unei demachiere corecte, pentru că trebuie să ne demachiem în fiecare seară, dar și dimineața, indiferent dacă avem ceva pe față sau nu, pentru sănătatea tenului totodată. Am înțeles, perfect. Hai să ne uităm în oglindă, da? Acum, cele de acasă. Cum arată tenul normal? Să vedem. Tenul normal este un ten perfect, ușor cuperozic, cu puțin acne, sau deloc, depinde. Este bogat în elastină și colagen. O mască pe care eu o pot recomanda fetelor de acasă pentru acest tip de ten este foarte ușor de făcut cu ajutorul produselor pe care ele le au în casă. Poate să amestece foarte frumos un iaurt cu un castravete tocat la blender, iar ceea ce rezultă din astea două să aplice pe față, îl țin undeva la 10-15 minute, după care îl eliminăm după față cu ajutorul unei dischete de machiante muiate în apă. Perfect. Și hidratează foarte bine. Da. Așa, bun. Tenul uscat. Tenul uscat este un ten care este guvernat, să spun așa, și care creează probleme datorită grandelor sebacee. De aceea trebuie să-l hidratăm foarte bine noi. Trebuie să folosim foarte multe creme hidratante, să evităm maxim săpunul, să nu facem demachierea niciodată prin săpun și numai prin lapte de machiant foarte hidratant. Loțiunile tonice pe care le vom folosi trebuie să fie neapărat din plante. Fondul de ten trebuie să fie un fond de ten lichid, hidratant și cu efect de lifting. Bun. Este și masca pe care ne-o recomanzi? Masca pe care vă recomand este alcătuită, să spun așa, din 2 morcovi storși, tot la blender, cu și un castravete. Și ceea ce rezultă din astea se aplice la fel pe față, ținem până se usucă, simțim că strânge oarecum fața, după care eliminăm cu ajutorul unei dischete de machiante umezită cu apă călduță. Bun. Tenul gras. Mergem la polul opus. Tenul gras, da, este un exces de sebum, avem aici creat de glandele sebacee. Este tenul, să spun așa, care este cel mai predispus la puncte negre și la acne. Trebuie să avem grijă foarte bine cu el, aici nu mai este nevoie de hidratare. Putem să ne demachiem foarte ușor cu săpun, dar dacă nu suntem adeptele demachierii cu ajutorul săpunului, putem să ne demachiem cu gelul de machiant sau apa micelară. Fondul de ten trebuie să fie matifiant, iar produsele cosmetice pe care le folosim trebuie neapărat să nu conțină ulei. Masca pe care ne-o recomanzi?
Eu recomand să exfoliem de două ori, de două ori pe săptămână tenul cu ajutorul unei măști cumpărate din farmacie. Putem spune că tenul gras este acela care transpiră foarte mult în zona T? Da, da, da. Și vorbim de zona T, poate că doamnele și domnișoarele de acasă nu știu despre ce e vorba, vorbim strict despre frunte, nas și bărbie. Exact. Deci acolo avem mare grijă. Dacă ne strălucește tenul imediat după ce ne-am fardat și am dat și cu pudră, da, înseamnă că tenul și este trebuie gras. Să aplicăm tot timpul pe zona T produse matifiante, iar pe restul feței putem aplica produse hidratante. Bun. Hai să vedem acum tenul mixt. Tenul mixt este o combinație între cel uscat și cel gras. Aici avem pe zona T, este o zonă grasă, iar cealaltă parte a feței este uscată. Aici trebuie să folosim produse grase pe zona uscată și produse matifiante pe zona T. Pot să vă recomand ca și mască să folosiți două linguri, să amestecați două lingurițe de miere cu două lingurițe de smântână și să aplicați pe față, este foarte ok. Acest tip de ten pot să spun că se întâlnește în general la femeile adulte. Și dacă îmi spuneai tu că doamnele cu tenul normal sunt cele norocoase, da, cele mai puțin norocoase care ar fi din această categorie? Cele cu tenul uscat, pentru că se ridează cel mai repede. Aha, deci mare grijă acolo, da. Și atunci cred că și cu soarele avem o problemă. Că tot timpul cremele de hidratare trebuie să conțină factor de protecție solară. Dar cred că e bine să amintim că indiferent de tipul de ten pe care îl avem, igiena tenului este foarte importantă și e bine să mergem la un specialist din când în când, că odată cu vârsta se mai produc și modificări. Da, așa este. Și totodată eu recomand tuturor femeilor care se machiază și folosesc produse cosmetice să aibă grijă, indiferent de tipul de ten pe care îl au, să aibă grijă la produsele cosmetice pe care le cumpără să nu conțină parabeni și să fie hipoalergice. Este foarte important pentru sănătatea lor acest lucru. Iar grăsimile, este foarte important și acest lucru. Noi avem nevoie de niște grăsimi pentru ca tenul nostru și totodată și părul nostru să arate sănătos. Și le găsim foarte frumos în alimente, cum ar fi uleiul de măsline, semințe, avocado și pește. Cu cât consumăm mai mult, cu atât arată mai bine, să spun așa. Îți mulțumesc tare mult pentru prezență și pentru sfaturi. Dorina, mă reîntorc la tine. Îți mulțumesc pentru că ne aduci oamenii din școala ta care să ne învețe să trăim sănătos și să arătăm sănătos. Și mai mult de atât, îți mulțumesc pentru că ai porțile deschise pentru cei care se uită acum la Dr. H. Bineînțeles. Așa că Formare Class vine în sprijinul dumneavoastră cu aceste cursuri. Dumneavoastră rețineți cuvintele cheie, retrimiteți pe adresa de e-mail sau pe pagina de Facebook ale emisiunii Dr. H, iar Dorina stabilește câștigătorul. Mulțumesc tare mult pentru prezență. După amiază, mulțumim și ne revedem duminica viitoare. Mulțumim, la revedere. Mulțumesc. Mulțumim. Dragii mei, Dr. H merge mai departe. Informații foarte bune pentru sănătate, așa că rămâneți în fața micului ecran.